Astăzi s-au pus la vânzare la casele de la Arena Națională ultimele 6.000 de bilete pentru meciul pe care tricolorii îl dispută cu Israel în preliminariile Euro 2024. Avem mare nevoie de ei și chiar vorbeam cu Mister zilele trecute și spuneam că în 8 ani de zile, cred că acum, fanii vor veni pentru noi. A mai fost arena plină la meciuri cu Spania, cu Germania, dar acum vor veni pentru noi și trebuie să le oferim ceva înapoi. Cu toții ne dorim asta, nu doar lor, și întregii țări, pentru că am rămas datori în ultimii ani, iar acum cred că este un moment bun, avem nevoie de ei, sper să vină și să ne susțină, să creadă în noi, cum au făcut-o de la începutul preliminarilor și cum ți-am zis, vrem doar să-i facem fericiți. Naționala României a câștigat 8 puncte din primele 4 partide disputate și Edi Iordănescu speră ca echipa să rămână neînvinsă și după această dublă importantă. Suntem în fața unui moment important, unui moment frumos în același timp, un moment pe care l-am produs, pentru care am muncit, dar în continuare suntem departe de obiectivul nostru, pentru că sunt meciuri importante care le avem în față și puncte suficient de multe puse în joc. Din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere, este un joc cu importanță mare, un joc cheie, dar nu un joc decisiv. Îmi doresc foarte mult mentalitatea corectă pentru acest joc, să fim pregătiți din toate punctele de vedere, atât tehnic, tactic, dar și emoțional mai mult ca niciodată. Îmi doresc bucurie, îmi doresc entuziasm, nu vreau sub nicio formă să văd închistare, îmi place să cred că am învățat și din istoric. Au mai fost momente importante pentru echipa națională și, din păcate, latura emoțională n-a fost poate cea corectă. Îmi doresc mai mult ca, oricând, ca echipa să fie limpede în decizii și miza acestui joc să nu ne ducă în situația în care să ne, nu știu, umbrească deciziile. Trebuie să fim hotărâți în tot ceea ce facem. Avem o datorie noi față de noi, avem o datorie față de suport echipei naționale, față de dumneavoastră, opinia publică, ca după mulți ani să reușim să ne mai facem un pas către o calificare mult așteptată. Unul dintre cei mai experimentați jucători din lotul național este Nicușor Stanciu. Am trecut prin multe la echipa națională în ultimii 8 ani de zile și acum o să încerc să vorbesc doar din septembrie anul trecut și până acum, de când am fost împreună cu Mister. N-am pierdut niciun meci de atunci la acțiunile la care am fost prezent. Când s-a putut. Cred eu că forța grupului este mai mare ca niciodată și mă repet, aici sunt de 8 ani de zile la echipa națională. Unitatea grupului și încrederea pe care o avem unii în alții, atât între noi ca jucători, cât și în Mister și în staff-ul dânsului, ne-a făcut să ajungem în punctul ăsta, unde depinde de noi. Noi am creat acest moment. Am arătat în Kosovo că putem să luptăm și să ne batem în măcirlă. Am arătat în Elveția că putem alerga oricât și nu renunțăm niciodată. Am creat acest moment, am ajuns unde ne-am dorit. Este un meci important, nu decisiv. Îmi doresc ca mâine să, cel mai mult ca oricând, să oferim bucurie fanilor României și să luăm cele 3 puncte. Meciul România-Israel se joacă sâmbătă pe Arena Națională.